Salut copii, bine ați venit pe acest site de jocuri în care avem curse de carturi. Suntem pe 1001jocuri.tk. Linkul către joc îl găsiți sub video în descriere. Haideți să vă arăt cum se joacă. Închidem reclama, alegem limba, alegem 5 ture, 10 ture sau 15 ture. Amator, semi-profesionist sau profesionist. Eu sunt mai amator, așa că alegem aici amator. Ne pregătim trucul, cartul se conduce cu săgețele. Însă are un truc, nu trebuie să ținem accelerația apăsată, pentru că dacă o ținem, prindem mare viteză și nu mai putem controla. Îi dăm, apăsăm puțin pe accelerație odată și o lăsăm, și pe frână la fel. Apăsăm și așteptăm. În linie dreaptă mai dăm puțin accelerație. La curbe mai încetinim puțin. Depășirile sunt cel mai greu de făcut. E foarte greu să te strecori pe lângă adversar. Nu știu de ce. Dar uite că l-am depășit. Avem 5 ture de făcut, așa cum am ales. Trebuie să avem grijă acum să nu ne prindă din urmă. Opa! Să iau mouse-ul de aici. Să-i dăm puțină viteză. Opa! Cam mare viteză. Hai bine, mergem mai încet. Deci, mai nu uitați, nu trebuie să țineți apăsat pe accelerație, pentru că nu se mai oprește. Suntem în ultima tură. Hei. Am câștigat. Bravo! Dacă vreți, voi puteți să jucați nivele mai complicate sau să alegeți soluția cu 15 ture sau cu 10. Pentru mine 5 au fost suficiente. Mai fac încă... Haideți să fac una de 5 ture la pro, să vedem ce înseamnă. Bănuiesc că o să fie mai greu. Adică... O să fie mai greu de depășit, dar aoleu, ce viteză are ăla. Cum îl mai prind eu pe ăla? Ai văzut cum a plecat Alex? Eu nu mai prind pe ăla niciodată. A și dispărut aici, ce viteză are, wow! Eu cu viteza încă nu sunt obișnuit. Mamă, băi, nebunule, ce-mi faci? Eu ce-mi ai făcut, ați văzut? Cam așa conduce la cu viteza asta. Oh. Cine să-l prindă pe aia, că nu-l prinde nimeni? Super! A câștigat celălalt. Deci pentru mine pro nu este, trebuie să mă mai antrenez.
antrenați-vă și voi, nu uitați pe site 1001jocuri.tk, link-ul către joc sub video în descriere.